Două dintre punctele de vizitare ale Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva, respectiv situl arheologicul Piatraiana Sarmisegetusa și complexul de monumente de la Țebea, se redeschid pe 15 mai pentru vizitatori, iar activitatea în celelalte locații din județ va fi reluată gradual. Până la apropiata deschidere pentru public a sediului central, Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva își continuă activitatea online. Pentru vizitatorii săi virtuali, Muzeul din Deva propune două obiective valoroase din Țara Zarandului. Primul dintre acestea este Biserica Monument Istoric din Crișcior, un lăcaș de cult de zid, construită cel mai probabil la sfârșitul secolului al XIV-lea, având hramul Adormirea Maicii Domnului. Muzeul Civilizației Dacice și Romane vă invită să vizitați vizual și Casa Muzeu Avram Iancu din Baia de Criș, care redă în mod simbolic fosta brutăria lui Ioan Stupină, pe prispa căreia a trecut în eternitate eroul național. În plus, cei de la Muzeul din Deva vor prezenta în perioada următoare detalii importante legate de activitatea Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara, care s-a înființat în urmă cu 140 de ani, mai exact pe 13 mai 1880. Mai multe puteți afla accesând site-ul muzeului sau vizitând pagina de socializare a instituției.